O femeie era respinsă de toate colegele ei de la muncă. Ajunsese chiar și la pauza de prânz să mănânce singură. Însă ce s-a întâmplat într-o zi i-a schimbat viața pentru totdeauna. Femeia era angajată de jumătate de an la o fabrică de croitorie. De la început, a fost clar că colegele ei, care lucrau acolo de mulți ani, nu aveau nicio intenție să o accepte în grupul lor. Simțea cum fiecare zi de muncă devenea o luptă împotriva singurătății și a excluderii. Nu era invitată la conversațiile lor, nu era inclusă în glume și ajunsese să își mănânce chiar și prânzul singură, izolată de celelalte. În fiecare zi, la pauza de prânz, femeia își lua caserola cu mâncare și se așeza într-un colț, departe de mesele unde colegele ei stăteau împreună, râzând și discutând zgomotos. Își închidea ochii și încerca să își imagineze că este acasă, în bucătăria ei mică, unde totul era liniștit și confortabil. Dar oricât de mult încerca să ignore faptul că era mereu dată deoparte, o durea sufletul când vedea cum este tratată. Într-o zi, șeful a anunțat că va veni o nouă colegă. Toată lumea era curioasă să o vadă, dar când aceasta a sosit, a fost întâmpinată cu aceeași indiferență ca și femeia respinsă. Noua colegă părea timidă și rușinoasă, dar femeia cea respinsă de către colege, știind prea bine cum este să fii tratată astfel, s-a apropiat de ea și i-a zâmbit cald. Bună! Cu siguranță te simți copleșită. Dar nu ai de ce să te temi. Te voi ajuta eu ori de câte ori ai nevoie de ajutor. Stai liniștită. Totul va fi bine, i-a spus ea cu un zâmbet cald. Noua colegă, vizibil emoționată, i-a mulțumit și a acceptat imediat ajutorul. Pe parcursul zilelor următoare, femeia i-a arătat tot ce știa, explicându-i cu răbdare fiecare detaliu și asigurându-se că se simte în largul ei. Celelalte colege însă râdeau de ele și le tratau cu dispreț. Uite-le și pe astea două, par niște copile rătăcite, râdea una dintre colege. N-au nicio șansă să țină pasul cu noi, adăugă alta. Pun pariu că nu o să reziste prea mult în fabrica asta niciuna dintre ele. În ciuda acestor comentarii răutăcioase, legătura dintre cele două femei devenea tot mai puternică. În fiecare zi, se susțineau reciproc și își găseau alinare una în compania celeilalte. Noua colegă îi povestea despre viața ei, despre visele și speranțele ei, iar femeia respinsă îi împărtășea experiențele ei și modul în care a învățat să își găsească forța interioară. După 4 săptămâni de prietenie și colaborare, s-a întâmplat ceva ce le-a șocat pe toate colegele. Noua colegă s-a ridicat într-o zi și le-a spus tuturor: trebuie să vorbesc ceva cu voi. Vreau să vă spun ceva important, a zis ea, cu vocea ei calmă și fermă. Numele meu adevărat este altul decât cel pe care vi l-am spus atunci când am venit prima dată în fabrică. Eu sunt fiica directoarei acestei croitorii. Un murmur de surprindere s-a auzit în încăpere. Femeia respinsă era la fel de uimită ca și celelalte, dar și mai confuză. Am venit aici să văd cum sunt tratate noile muncitoare, a continuat ea. Și am fost șocată să văd cât de îngrozitor v-ați purtat cu mine, dar și cu această femeie care mi-a fost singurul sprijin. Colegele au început să se uite jenate una la cealaltă, realizând că comportamentul lor a fost neadecvat. Fata directoarei a continuat: în tot acest timp, doar ea a fost amabilă și mi-a arătat ce înseamnă să fii cu adevărat un om bun. În timp ce voi râdeați de noi și ne tratați cu dispreț, ea m-a ajutat și m-a susținut. Femeia respinsă se simțea copleșită de emoție. Nu își imagina că gesturile ei simple de bunătate vor avea un asemenea impact. De aceea, am decis că ea merită să fie răsplătită pentru bunătatea ei, a spus tânăra. Începând de astăzi, ea va fi noua șefă de secție. Un val de uimire a trecut prin mulțime. Nimeni nu se așteptase la așa ceva. Colegele care o tratau cu dispreț nu știau cum să reacționeze. Femeia însă era profund emoționată. Mulțumesc,
a spus ea cu vocea gâtuită de emoție. Nici nu știu ce să spun. Nu trebuie să spui nimic, a răspuns fiica directoarei. Doar continuă să fii așa cum ești și să îi tratezi pe ceilalți cu bunătatea pe care mi-ai arătat-o mie. Din acea zi, viața femeii s-a schimbat radical. Devenind șefă de secție, a reușit să-și demonstreze valoarea și competențele, câștigând respectul tuturor. Colegele, rușinate de comportamentul lor, au început să o trateze cu respect și chiar să o admire pentru puterea și răbdarea ei. În timp, atmosfera de la muncă s-a schimbat și ea a devenit un model pentru toți ceilalți. Le-a arătat cum să fie mai buni, mai compătimitori și mai colegiali. Anii au trecut, iar femeia a continuat să crească în carieră, dar nu a uitat niciodată lecția importantă pe care a învățat-o. Bunătatea și compasiunea nu sunt doar gesturi frumoase, ci pot schimba vieți. Ea a demonstrat că, indiferent de cât de dificile sunt condițiile, bunătatea poate triumfa întotdeauna. Morala acestei povești este că fiecare gest de bunătate contează. Într-o lume în care este ușor să fii indiferent și crud, bunătatea adevărată poate face o diferență uriașă. Iar cei care aleg să fie buni, chiar și atunci când sunt tratați nedrept, vor fi întotdeauna răsplătiți în moduri neașteptate și frumoase. Fă tot posibilul să fii un coleg bun și un om bun și nu trata pe nimeni cu răutate. Nu uita că fiecare are greutățile sale și încearcă din răsputeri să pună o pâine pe masă. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.